dimineață mi-am aproape online cu exerciții de matematică. Veți să vede că s-a umplut sala de vocea voastră și ce, cât drag și cu cât interes ar veni. Păi, David, este adevărat, Davide, că tu acum trebuia să fii la o distracție acum și tu vii la matematică? Așa da, ai înțeles? Normal. Eu nu cred, doar că. Normal. Ai avut tu inima asta să lași distracția, să vii aici? Da, era pretistul. Dar aici mă distrez. Aici se distrează extraordinar. Băi, Davide, dacă erai tu la interviu pe care l-am dat Daria, la Digi24, să spun ce mi-au putut face. Trebuie să spun numai ție că nu ne aude nimeni. Știi ce-o făcut, mă? Chiar când să se sfârșească discuția... Nu. Îndată spus, am o problemă de o profesor să vă pun. Eu, în momentul acela, m-am gândit că Daria simte că nu prea îmi convenea. Adică să sunt sincer acum. Nu prea îmi convenea, zic că să și filma. Era în fața camerei acolo, dacă mă prinde cu o problemă de asta și nu știu ce să o fac. Păi mă gândeam și la chestia asta, că s-ar putea să o pot face. Nu, zice, nu vă las până când facem problema asta. Și m-am pus o problemă. A început, a fost drăguță, m-am pus o problemă ușurică. Da? Apoi. Am pus problema asta, Olimpia. Am pus o problemă tare de tot. Vreau să vă fac și vouă, să vedeți. Da. Dar eu vreau să vă povestesc exact ce am trăit eu în momentele acelea. Ce când am văzut problema. Acum simt ce emoție au dat profesor. Îl înțelegi, nu? Profesor, vrei să vă dau problema? Mă compătimește. Deci, discuția e atât de frumoasă, atât de interesantă, încât eu sunt corect, sunt cinstit și vă spun ce am simțit, că acolo, în timpul acela, în timpul filmării, nu puteam povesti. Da? Doar atât am spus, Doamne ajută să o fac. Corect. Dar, fii atent, Daria, am spus, Doamne ajută să o fac. Și știți bine că eu primesc ajutorul acesta, când mă și rog foarte, în felul meu, în sinea mea. Și uite, așa s-a întâmplat. O țin minte problema, poți să nu o țin minte. Dar vă citesc eu ca nu să trebuie, nu trebuie, nu trebuie, nu trebuie, am dat tot ăsta cu mintea acolo la ea. Da? Ca dovadă că mi-a plăcut tare problema, este că am și ținut-o minte. Eu vă spun dacă greșesc cumva. Dacă, da. Pe un platou sunt bomboane. Ai, deja, dă că e cu bomboane. Hai, mai zic și eu. Da, pe platou sunt bomboane. Primul, Darius, nu Darius, Davide, este primul care se repede la bomboane și ia o parte din ele. Deci Davide. Ia o parte. Nu știu câte ia Davide. Dar știu că pe platou sunt 31. 31 de bomboane. Total. Da? Da? Pe platou sunt în total 31 de bomboane. Ce? Nouă ne spune că în 5 dăți am luat 31 de bomboane, dar era mai multe bomboane. Nu. Nu. 31 de toate, da. Că spune ultima dată, au luat ultimul nu știu ce. Deci, sunt în total 31 de bomboane. Davide ia un număr de bomboane. Habar n-am. Cassandra ia un număr de bomboane mai mare decât David. Că ea îi plac foarte tare bomboanele. Deci ia un număr cel puțin cu unul în plus. O bomboană în plus. Deci, da, Cassandra mai mult decât David. Ca David. Daria, da, mai mult decât Cassandra. Cine a mai fost aici la noi? Darius. Hai să zic, Darius. Da, a fost. Darius ia mai mult decât Daria. Mai mult decât Daria. Iar Ionuț ia de 3 ori decât Daria. Decât Davide. De 3 ori mai mult decât Davide. De da? 3 de da, de 3 ori mai mult decât
Davide. Da. Bun. Și se termină toate bomboanele. S-au luat toate bomboanele de pe platou. Ultimul care le ia e Ionuț și le ia pe toate. Dar găsește de trei ori mai mult decât Davide. Întrebarea, cât au luat Darius? Darius. Câte bomboane a luat Darius? Dar așa e și aici. Putem să transformăm? Deci asta mi-a pus problema, Daria, asta a fost problema pusă. Cum ați reușit să rezolvați? Păi asta m-a fost o problemă dificilă, frumoasă, interesantă. Cu segmente, dar să vă mai zicem o dată. Deci, hai să vedem. Facem cu segmente, mulțumesc, Mihai. Așa, da? Deci să luăm, iau un segment. Da, așa am făcut și noi. Da? Iau un segment. Mare sau mic? Un segment. Care se reprezintă de numărul de bomboane luat de... De tine. Trei pătrățele. Casandra ia un pic mai mult. Ia cât Davide. Și ceva în plus. Nu știu, o bomboană, două, șapte, nouă, cât o fi dorit. 100. Nu poate să fie mai multe. În total sunt 31 de platou. Da. Asta e Casandra. Da, Daria. Daria ia cât Casandra... Și ceva în plus. Adică ea cât mine. Da? Cât Casandra și ceva în plus. Daria. Darius ia cât? Cât Daria. Da. Și încă la... Și încă ceva în plus. Asta e Darius. Și Ionuț ia trei segmente. Și Ionuț. Ionuț ia trei segmente de acestea. De ale tale. De ale tale, da? Unu. Două și trei. Trei segmente. Asta ia Ionuț. Ionuț, da. Oh my God. În total aici sunt 31 bomboane. Da? Corect. Sunt 31 de bomboane. Întrebarea este, câte bomboane ia Darius? Câte bomboane ia Darius? Păi tu îți dai seama ce a fost în sufletul meu, mă? Păi tu îți dai seama ce a fost în sufletul meu? Să filmam, eram în direct la Digi. Dacă eram eu aici, mă rog, mai treacă meargă. Dar eram și acum expus. Uite ce mi-a făcut Daria, ca să vedeți. Ce problemă frumoasă au venit. Cadou ne-a mai pomenit. Mai vine unul, că m-am pregătit așa, să vă fac darul la toți. Da, cadoul de Valentine. Da. Vedem încă o dată. Hai să gândim problema. Deci, Davide, ea nu se știe. Casandra, cu ceva mai mult. Daria, cu ceva mai mult decât Casandra. Darius, mai mult decât Daria. Iar Ionuț de trei ori cât Davide. Întrebarea este, cum facem această problemă? Ia gândiți-vă, în total sunt 31. Trebuie să încercăm ceva. Trebuie să încercăm ceva. Hai, ia zi, Davide, eu sunt sigură că tu te prinzi. Bravo. 7 segmente. Ce și 7 segmente mari? Că 7 segmente mari, deci 7 segmente mari. Ce este? Deci una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, șapte segmente mari. Care sunt egale, nu? Astea mari. Foarte tare, Davide. Ai mușcat din problemă. Să știi că așa am gândit și eu. Deci prima, când am văzut așa, am făcut segmente. Problema am făcut acolo. Da? Exact așa am gândit. Da? Și am zis, și Davide, așa aveam impresia. Te fac, sigur reușesc. Nu aveam voie să se simtă vreo bâlbâială în fața camerei. Eram convins că trebuie să o fac. Și am zis, Davide, așa am făcut, vezi tu. Uite, așa le-am notat cu verde și le-am numărat, mă. Fii atent, Alibare, ce-am făcut. Pentru toți prietenii noștri. Peste săptămână e o olimpiadă. Da, bravo. Dar acum ce facem? Dar acum este un fel de antrenament, acum ce facem noi, da? Uite, este foarte tare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmente
și te rog să mergi mai departe cu raționamentul. Ia mai multe de David, și tu că poți. Și total păi 31. Total 31. Deci, mai e un segment. Segmentul ăla e că două din alea mici. Nu știu, nu, n-am nicio chestie, doar știu că e un pic mai mare. Davide, n-am nimic de spus cât... Eu gândesc grafic. Da, grafic, am înțeles, dar nu pot să le compar cu acelea. Cert este că am deșese 7 de bază. Păi atunci mai am calea mici, adică un fel de jumătăți. Să zicem, da. Jumătăți, sferturi, habar n-am, dar cert este că... Avem 7 segmente. 7 segmente. Și ne gândim în 31, cam cât ar merita să iau un segment ca mărime? 30 împărțit la 7 cu 4. 4, da? De cu 4. Da, cu 4. 4, 7, 28, da? Da, da, da. Corect, corect. Deci, primul iau cu 4. Adică eu spun ca 4. 4, tu, primul, da? Celălalt trebuie să-l iau neapărat un pic mai mare, să-l iau 5, măcar 5, măcar una se pun în plus, nu? Dar îi dau măcar așa. Deci 4, 5. 5. Celălalt să-i pun cât? 6. 5 și încă în plus măcar una, 6. Celălalt să-i iau cât? 7. 7. Și pe celălalt să-l iau 8, 9, 10. Cum 10? Nu, no, de 3 ori câte 4. De 3 ori cât tine? Că e de 3 ori? Da, 3 ori. 3 ori 4, 12. Deci ăsta se iau 12. Și acum să vedem dacă suma lor ne face... 31. 31. 4 plus 5 plus 6, deci 12 plus... Nu, 6 plus 4, 10. 10 plus 5, 15. 15 cu 12, da, 27. Da. 27 cu 4. 34. Deci, vreodată, am depășit sau nu am depășit? 12 și cu 19, 25, 34 sunt. 34, da? Da. Am depășit numărul bun. Nu-i bun. Deci nu-i bun cu 4. Cu cât plec? 3. Cu 3 plecă. Deci, obligatoriu, fac o nouă redistribuție. Deci, 3. Asta la toare măcar 3, dacă nu și mai mult. 4. 4, zici tu. Merg cu 4. Celălalt cât să iau? 5. Da. Și celălaltul? 6. Da. Dar puțin să mi-o dănesc numele ca să vedem. Și ultimul cât, Ionuț? Nu, o să fie 9. 9, obligatoriu 9. Deci dacă m-am luat că e de 3 ori, 9 trebuie să fie. Dar de 3, Ionuț 9, obligatoriu. Da. 10. Deci 9, ăsta, odată ce am luat 3, ăsta e bătut în cui 9? Da. Așa. 6 cu 4, 10, 5 cu 3, 8. 33. Nu. Ba nu, e 33, e 6 cu 4, 10. 3 cu 5, 8. 27. 27, da. Păi, dacă nu, 4, poți să mai aleg 1, poți să mai aleg 1-le. Adică să spun ce cu 3, după aia pun 5. Corect, corect, da. Că aici, aici nu neapărat consecutiv. Corect. Da, băi, stai aici, aici. Îi bătut în cuile acolo ăsta. Acolo spune că o mâncat câte mai mult. Da? Aici mai multe. Deci ăsta e bătut în cui. 3 și 9. Dar 4, 5 și 6 pot fi modificate de tine cum vrei. Da. 3 și 9, adică 12. Deci mai trebuie. Iată ce face tare. Uitați cum lucrează pe problemă. Din 31 scade pe 13. Pe 12. Pe 12. 31 minus 12. Ca să vadă cât, cum ne poate mișca pe ăsta. Și îmi dă 23. Nu 23. 99. Nu, 19. 19. 19 îmi dă. Și dacă îmi dă 19... Alo? Raul, sunt în lecție. Mă vezi în direct, nu? Dacă îi dă 19, în cât? Cum să le jonglezi? Hai, sunt în direct, nu mă pot să opri aici. Da? Când termin lecțiile, atunci mă pot. Stai. Pun o mâncat mai puțin. Pun 5. Dar s-o mâncat mai puțin? Bine. Decât Ionuț? Dar s-o mâncat nu mai puțin decât Ionuț. Adică ar putea să mănânci 8. Bravo. Adică dar s-o mâncat 8. Deci obligatoriu
fiind mai puțin, de la 8 trebuie să te poți gândi, da? La pasul 4. Așa. Bun. Deci 8. Îl pui 8 neapărat. Nu mai rămâne la 18. Deci 8, 19, 11. Cum înțelegi? Cum ți-i punem? 6 și 5. 5 și 6. Foarte tare. 5 și 6. 5 și 6, ca să fie nu în ordine, neapărat și este 8. Mai am altă distribuție? Normal. Cum? Pot spun 6, pot să pun 8, 5, 6. Pot să pun 6. Care 8, 5, 6? Ba nu pot. Altă distribuție, vrea domnul profesor. Altă distribuție. Da? Alte distribuții. Pe 19 ăla, cum să-l mai punem? Stai, 6 și cu 7. Deci e vorba de 19, scris ca o sumă de 3 numere, care să se cadreze între 3 și 9. Deci pot să pun 4. Deci 4. Corect. Plus. Plus 6, 10. Da, mă, nu, 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 plus 5, 6, 7. 4 plus 7 și plus 8. Plus 19. 4 și 7 fac 11. Și cu 8, 11. 4 și 7, 8 și cu... Da, foarte da? Foarte tare, o altă distribuție. 4 și 7 face 11 și cu 8, 19. Dar dacă îi dăm 7 lui Darius, domn profesor? Adică la pasul 4? Deci îi dăm lui Darius... Să... Îi dăm ăsta 7. 7. 7, pot să pun 7. Deci 19 plus... Băgăm aici 7. Da, da, egal. 19 egal, domn profesor. Da, 19 e egal cu 7-le acesta care să-l bagi. 7 plus. Plus că 12, da? Da. Și 12 cum să-l dăm? 12 cum să-l distribuim la ăștia 2 ca să fie... La unul mai mult și la unul mai puțin. Unul mai mic și mai mic decât 7. 12. 12. Păi 12, 5 plus 7. Nu e bun, că e 7. 7 iese deja. Egal, nu merge. 4 plus 8. Nu. Nu e imposibil. Imposibil. Ca să fie cu una în plus măcar, nu? Deci trebuie să fie sub 7, adică să joace 6 și cu 4 sau 5, 6 și cu 4 sau 5, să facă 12, 6 plus 4 sau 5, se facă 12, nu se poate. Nu se poate, înseamnă că Darius ăla mănâncă 8 obligatorii de fiecare dat. Tot timpul 8. Că dacă îi dăm 7, nu, ăștia alți în față nu mai avem ce să le dăm. Deci dacă am îndrăznit să-l văd pe Darius ăsta cu 7, cu 7, nu mai merge. Trec jocul, nu mai pot să mă încadrez. Că el e ultimul. Penultimul. El e penultimul și spune, sigur, ceilalți dintre ei să se încadreze interval. Corect. Aici e povestea, de aici e frumusețea problemei. Nu a fost așa de grea. Acum, dacă se află la tabla acolo și când pielea mea să fi fost, hai mă, că a fost frumoasă, mă. Dar am, dacă după aceea... Dacă nu eram dumneavoastră, nu mă gândeam. Dacă erai tu, dacă tu erai singur în fața problemei astea... Nu se prindea, zice. Dar de ce crezi? De ce crezi că nu te prindea? Că, de fapt, la urmă, nu ai condus problema. Emoții. Da, ai văzut când ți-am zis că poți, tu te-ai concentrat și ai putut. Știi ce ai făcut tu foarte bine? Casandra, fii atent, ce idee... Acum vreau să pătrunem mintea autorului. Vreau să-l dezbrăcăm. Să-l lăsăm fără haine. Adică ce? Să vedem cum a gândit el problema. Deci autorul, șmecherul de autor, și-a făcut problema așa. A plecat... De la problema deja rezolvată, adică 3 și aici 9, și în intervalul de la 3 la 9, deci de la 3 până la 9, trebuie să strecoare alte 3 numere. Care să fie un element. Care să fie... Consecutive, într-un fel. Nu, să fie plasate între 3 și 9 din intervalul ăsta, deci neapărat. Și să fie în ordine crescătoare numerele. Da? Deci e foarte tare. Deci au plecat între 3 și 9. Ce interval am între 3 și 9? 19, că ați făcut voi. 9 minus 3. Ca numere. Ca spațiu. Spațiu vreau să pătrund aici, să vedem cum. 9 minus 3, 6. Deci, hai să vedem ca numere pe axă. Aici este 0, să zic așa, 0. Acolo este 1, 2, 3, aici e 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Deci fiți atenți că ăsta e jocul. Ăsta e jocul. Daria,
vreau să fii lângă mine, că acum începe problema cea mai frumoasă. Știți bine, de fiecare dată, după ce facem o problemă, eu vă propun să pătrundem mai în interior, să desfacem bine problema, să înțelegem mecanismul. Da, Cassandra, ești obosită, bă, da? Un pic obosită? Hai să urmărești problema. Te invit să urmărești. Deci, cum a gândit autorul? Cum a propus el problema? A fost inteligent. Da? Da? Îți place cum gândești. De la 3 până la 9, trebuie să strecoare 1, 2, 3 numere, să le placeze pe aici, prin spațiul ăsta. Are posibilitatea aici. 1, 2, 3. Da? 1, 2, 3. Deci 1, 2, 3, 4 sau 5. Chiar 5 spații are aici. Da? 5. Dar atenție! În spațiul ăsta, strecoare numere a căror sumă, a căror sumă din zona asta, să facă cât? 19. 19. Deci, suma numerelor acestora, care înseamnă să pună fie 4, fie 5, fie 6, fie 7, fie 8, trei din ele adunate se facă 19. Deci are 3. Ăstea sau oricare. Da, crescător? Deci crescător neapărat. Crescător, da? Deci e vorba de A, B, C, cele trei numere, A plus B plus C, se facă 19. Unde A, B, C sunt pe rând 4, 5, 6, 7 sau 8. Corect. Unde A, B, C aparțin mulțimii variantelor 4, 5, 6, 7, 8. Corect. Și acum, cum gândește autorul ca problema să iasă foarte frumos? Zice așa. Mă, fraților. Dacă ia pe primul 3, nu fac 19. Dacă ia pe primul 20 cu 7, nu fac 19. Dacă ia pe 40 cu 5 și cu 9, nu fac 19. Și cu 8, nu fac 19. Da? Deci dacă ia pe primele două, atenție, dacă ia cazul întâi. 4 plus 5 plus 6 egal cu 10 și cu 5, 15, care e mai mic decât 19. Deci nu-i bun. Cazul 2. Dacă ia 4, 5 și 7, 4 plus 5 plus 7, fac 16. 16 și mai mic decât 19. Dacă ia 4 plus 5 plus 8, 17, care mai mic decât 19. E consecutiv rezultatul. Da, rezultatul. Cu alte cuvinte, nu merge așa. Și atunci mută centrul de atenție la 5, 6 și 7, da? 5, 6 și 7. Care mi-a dat 30. Nu, ei. Deci 5 plus 6 plus 7. 18. Fac 18. 18 care e mai mic decât? 19. 19. Iasă 5 plus 6 plus 8. 19. Fac 19 egal cu 19 și aceasta e situația care convine. Iată că îl încadrează în momentul ăsta într-o primă variantă. Ce ar mai putea să fie? 4 plus 7 și 8. Da? Toate combinațiile trebuie să le luăm. Dar o parte din ele nu dau 19 și atunci pică. Și iată 4, 7 și 8. 4 plus 7 plus 8 îmi face 19 și este varianta câștigătoare. Deci avem grijă să vedem că avem două variante, dar care conduce spre aceeași soluție. De aceeași adică autor... Darius, asta întreabă, câte va mânca Darius? Câte va mânca Darius? Răspunsul 8, indiferent de variante. Exact. Da, indiferent de variante. Ați văzut că am încercat cu 7 și n-a mers. Eu, ca să o fac și mai interesantă, aș spune câte bomboane au mâncat fiecare. Asta da, că acum... E, păi, gata, deja știm. Da, câte un cafecare, ar fi spui
3, 5, 6, 8, 3, 4, 7, 8, nu? 3, 4, 7, 8 și 9. Casandra 4, de exemplu, corect. Da, da, da. Da, adică... Același lucru ar fi. Este aceeași problemă, dar acum noi am pătruns în ea și am, cum spune, am desfăcut-o, am făcut-o țândări. Am pătruns în ea și am vrut să vedem mecanismul pe care a vrut autorul. Deci, practic, domn profesor, numai Casandra și Daria, cum am dat noi problema, acum jonglează, că în rest rămân fix. Rămân fix, sigur că da. Și Ionut, și Davide, și deci, Darius. Deci, în final, stau fix aceștia trei. Deci, da. Deci, noi puteam să gândim, să mai, problema să o strângem și mai mult, da, în sensul că... Da, Darius trebuia să fie 8 sau mai mic și cu 8 sau mai mic suma celor 3 nu face 19, da? Decât cu 8. Când ne luăm 7, gata, nu mai merge. Gata să strângă ghiștiu. Da. Cred că și acest raționament e foarte tare. Deci după ce am luat 3 obligatoriu 9, obligatoriu 8, și acum suma lor, aici trebuie să facă restul până la 9, să facă 11. Corect, 11. 11. Și găseam cele două variante, 5, 6, 4, 7. Foarte tare, nu? Și acele sunt variantele pentru cele două. Deci la întrebarea mea, cât o mânca fiecare, cred că raționamentul ăsta e mai frumos. E mai tare problema. Da. Că trebuie să gândești foarte atent că asta e 3 și asta e 9, ăsta e obligatoriu 8. Căldăm. Și urmează astea două și când te duci ăsta 7, nu mai merge problema. Corect. Da? Nu mai merge când nu se pot aranja consecutiv. Corect. Crescând. Da. Deci problema a fost minunată. Și noi am făcut-o un pic mai dificil acum, când am cerut chiar pentru fiecare. Da, deja am rezolvat. Da. Așa. O secundă. Ce vreau să vă propun pentru data viitoare? Tema. Ca temă, da. Că noi suntem atât de fascinați de problemă, încât în clipa asta n-aș vrea să o părăsim până când nu ne propuneți să facem noi o problemă. Profesor, pregătiți-vă. Da. O, da, domnul profesor. Deci, să se facă, spuneți așa. Temă. Să se construiască o problemă pe scheletul acestea. Pe scheletul, adică pe șmecheria de aici. Să se găsească o problemă pe scheletul acestea, în care să modificăm numărul bomboanelor. Problemă pe scheletul acesta? Pe scheletul acestea, în care să modificăm numărul de bomboane de pe platou, nu 31, alt număr. Care vreți voi? Da. Să modificăm numărul de bomboane de pe platou, adică nu 31, ci alt număr pe care îl gândiți voi, povestea voastră. În care să modificăm numărul de bomboane de pe platou. Copiii pot rămâne aceiași. Numărul copiilor rămâne tot 5 pentru problema asta care o cer. Numărul copiilor rămâne tot 5. Fără copii. Adulți, cine mai mănâncă bomboane? Bomboane, cine? Cei mănânc cu atâta plăcere. Da. Deci, insist să facem o problemă. Tot 5 copii. Tot crescător. Și dacă face descrescător? Face și una descrescător. Nu încape discuții, merge și problema așa. Mai mult de temă. Mulțumim. Da. Deci tot crescător. Iar aici, ultimul de 4 ori față de primul. Ultimul să fie de 4 ori. Voi faceți pe cu descrescător, eu fac pe cu crescător. Da. Ultimul să fie de 4 ori cât primul. Deci eu nu sunt de 4 ori mai mult decât David. Da? Eu nu sunt de 4 ori mai mult decât David. Domn profesor, dumneavoastră spuneți că vă speriați la o problemă în asta, dar nu ar trebui să ne speriem, că noi suntem micile dumneavoastră ajutoare. O, Daria, mai spus-o și o spun. Noi, adulții, am citit un articol undeva care spune așa. Dacă până la 10 ani unui copil
dacă până la 10 ani nu se face un antrenament continuu pentru creșterea gradului de inteligență, apoi acesta va rămâne, se va aplatiza continuu, adică va descrește continuu. Va fi descrescător. Iar dacă până la 12 ani, atenție, creativitatea nu stimulată, după 12 ani încolo devine zero. Devine zero. Încât adulții ajung să aibă minte de copii. Atenție ce este. Încât adulții ajung să admită, să aibă minte de copii. Adică un copil ar putea să... Adică ce vreau să spun? Este la nivelul unui copil, pentru că el a rămas acolo, fiindcă creativitatea și gradul de inteligență n-a fost stimulat, creativitatea n-a fost dezvoltată. Și el ajunge... 87% statistic s-a constatat, 87% dintre pământeni, dintre oamenii care locuiesc pe glob, sunt victime acestui mod de școlarizare, de antrenament. Deci 87%. Vă dați seama cam ce coeficient mic este... O greșeală când se uită la problemă. Să spun așa, Davide, că eu cu tine mă simt extraordinar, și cu Dare și cu Casandra mă simt în largul meu când discut problemele acestea. Pentru că ceea ce fac eu acum este un mod unic de a încerca ca pe voi să vă mențin în ritmul acesta de creativitate și de creșterea gradului inteligență prin problemele acestea. Nici nu știți ce mare importanță are o astfel de problemă acum care v-am propus-o. Pentru că v-am ridicat un pic ștacheta după ce am pătruns în problemă, după ce am analizat-o, după ce am desfăcut-o și am făcut-o țândări și am înțeles mecanismul, v-am invitat acum să faceți și voi problemă. Adică să creați, să fiți voi autori. Da? Să modificați problema asta pe scheletul acesta și să vedeți cu o problemă mai tare decât aceasta. Pentru că voi, în urma de... Nu ne aude nimeni ce am făcut noi acum, da? Discuția asta. Nu ne știe nimeni. Da? Nu. Nu ne știe nimeni, da, așa este. Da. Însă, mesajul meu este pentru toți cei care vor viziona acest filmuleț, să înțeleagă că, pornind la o problemă, putem face alte și alte probleme mai frumoase, mai interesante. Iar cei care dau peste prof online au starea asta de bine. Pentru că vreau să le comunicăm tuturor, dar e mai trag o leagă de timp, când văd că tu îmi pregătești o problemă tare aici. Da, Davide mi-a adus aminte de olimpiadă și m-am gândit să dau una de acolo. Bă, cred că mă pregătești. Mulțumim! Da. Cu plăcere, sunt plină de dare. Și să termin ideea, antrenamentul formidabil de interesant și frumos este făcând dintr-o problemă și dezbătând-o și înțelegând-o. Și de aici spunem, o, ce frumoasă e matematica. Și ce bine copiii să ajungă la școală și să ajungă cu nerăbdare și să plece zâmbind la școală. Adică acolo să fie terenul unde ei se simt în largul lor și fac școala de drag. Este, să fie acea dorință, ca să nu ți-ar plăcea să fie chestia asta, o dorință imensă, să ajungi cât mai repede acolo, că acolo ai șansa să-ți îmbogățești cunoștințele, să creezi o problemă. Este ca și cum ai picta ceva și după ore, în mintea ta, pictura cea mai frumoasă este achiziția care ai făcut-o în ziua aceea. Ar fi extraordinar școala să fie așa. Dar din păcate școala este ca o corvoată. Deci se întâmplă să ajungeți, iar mă duc la școală, iar profesor, să fac acolo. De la 5. Așa domn este? Profesor, dar vă pricepeți la 4. Mă pricep, da? Da. Da. Nu vă mai las. Bine, gata. Ok, perfect. Așa. Nu. Da. Nu vreau să mă faceți la trebuie. Deci este de la Olimpiada de Matematică, de clasa 4 din Iași 2007. Nu, schimbă dușele la bacă, orice, să vedem ce au gândit acolo pentru problema respectivă, da? Da. Trebuie să șterg și tabla, nu? Da, eu îi pregătesc. În timp ce șterg tabla, tu citești. Da, îmi face problemă, da. În fiecare colț al unui triunghi
se află unul dintre numerele 4, 5 și 6. Asta te descrembi. Deci, stai să întrebi desenul. Așa, am luni, se află 4, 5 și 6. Se află unul dintre numerele 4, 5 și 6. Un triunghi aici, nu? Da. Așa. E legat de linii, legat de linii. Și ce se află? Numerele 4, 5 și 6. Unul din numerele acestea, da? Da. Unul din numerele. Aul. Da. Când începe fiecare colț. Da. Așa, continuăm. Mai citești da? Odată. Deci, în fiecare colț al unui triunghi da. Se află unul dintre numerele 4, 5 și 6. Bun. Deci 4, 5, 6 de colț. Da. Mai departe. Așa. Pe fiecare latură este scris numărul 3, iar în interiorul triunghiului numărul 19. Pe fiecare latură, nu? Da. Pe fiecare latură scris numărul 3, în așa. Interior numărul 19. Așa. Fiți atenți! Ți se cere să ștergi 4 numere distincte, astfel ca suma numerelor rămase să fie 19. Câte numere? 4. Să scrii 4 numere distincte. Adică diferite, asta da, înseamnă, nu? Da, astfel ca suma numerelor să rămase să fie 19. Ce neapărat distincte? Pe da, pe, are drept să corect. Când zice pe fiecare latură, se află cine? 3, se află 3. 3. În... Deci nu ștești 3, 3, 3, ci doar un 3 poți să ștergi. 3, 4, 5, 6. Poți să ștești 3, 4, 5, 6. Iar acest rămâne să-ți dea suma 19. Și, da, și adunat cu 19 era din mijloc? Să mai citească o dată, domn profesor. Deci, da. Ți se cere să ștergi 4 numere distincte. Nu, drag, mai citești de la început. Oh my God. Deci, în fiecare colț al unui triunghi da. Se află unul dintre numerele 4, 5 și 6. Așa. Pe fiecare latură este scris numărul 3. Iar în interiorul triunghiului, numărul 19. Așa. Ți se cere să ștergi 4 numere distincte, astfel ca suma numerelor rămase să fie 19. Fără 19 din interior. M-am prins! Așa. Fără 19. Că spune suma numerelor din afară să dea 19. Trebuie să... Dar oricum îți dai seama. Cum din afară? Adică, adică nu poți să-l folosești pe 19, că așa trebuie să-ți dai 0. Bine, hai. M-am deci prins 4, 5, 6, zici, nu? 4, 5, 6. Neapărat 4. Azi 4, 5, 6, trebuie să fie. Nu, 3. Care, cât poți să tai? 4 numere. A, da, și interior 19. Și a, interior și este 19. 10 cu 8. Am putea să... Ia mai citești încă o dată. Să prindem fiecare da. Nuanță. Sigur? În fiecare colț al unui triunghi se află unul dintre numerele 4, 5 și 6. Pe fiecare latură este scris numărul 3, iar în interiorul triunghiului numărul 19. Ți se cere să ștergi 4 numere distincte, altfel ca suma numerelor rămase să fie 19. 4 numere distincte. Păi, am păi stai o secundă. De ce ai spus tu fără 19? Păi asta ai. Tu. Dar n-ai pus faci păi fără 19. Păi dacă am suma să fie 19, dacă l-am pe 19, dar nu... Păi stai la că după aceea, după ce ștergi ce vrei tu din 4 din ele, deci 4 din ele, din tot ce vezi pe figură, da. Să ștergi 4 din ele distincte și pe urmă le aduni și nu, suma să facă 19. O să ștergi pe 19. Deci. Eu cred că trebuie să ștergi pe 19. Dar pot să șterg. Exact. A, ce idee, n-am spus. Și încă două, și încă trei. Da. Păi de toate câte sunt? Câte sunt? Uitați-vă, câte sunt de toate? Păi de toate sunt 3 plus 3 plus 3. Sunt 7. Nu sunt 9. Dar pot să, pot să iau. Și noi trebuie să ștergem 4. Domn profesor, aș putea să folosesc... Copii, câte numere sunt pe tablă? 7. 1, 2, 3, 7. 7. Și noi trebuie să ștergem 4 dintre ele. 4 cifre, no. Dar poți să mă folosești de cifrele de la 19? Cum de cifrele de la 19? Adică poți să mă folosești de la 19? Dacă m-aș gândi, eu am aranjat alte zi, fată, aș gândi că pot să iau, de exemplu, cifra 1 de la 19. Pentru că spune să iau 4 cifre, adică pot să iau ce cifre 4 cifre, vreau. Zice? Da. Mai citești o dată. Ți se cere să ștergi 4 anumere. 4 numere, păi numere trebuie să fie de două cifre.
Nu, nu, nu. Nu? Nu. Număr e... Și cifra e număr. Sigur că da. Mai numărul nu e cifră. Deci din cele 7, hai să... Dacă nu înțelegem bine problema, exact, nu ne apucăm de ea. Corect. Deci citește încă o dată. Mai încă, unde este? Unde este? Aici. În fiecare colț al unui triunghi, în fiecare colț al unui triunghi, se află unul din numerele 4, 5, 6. Pe fiecare latură este scris numărul 3. Iar în interiorul triunghiului, numărul 19. Ți se cere să ștergi 4 numere distincte. Nu oricum, nu, deci nu oricum, ci având ca scop final, ca obiectiv, astfel ca suma numelor rămase să fie 19. Suma numelor rămase să fie 19. Așa. Domn profesor, mă gândeam, nu putem să luăm, putem să luăm 3, 4, putem să luăm pe 3, pe 5, pe 6, dacă trebuie să fie distincte. Alma mai avea pe 4, dar indiferent în ce combinație, două nu ies. Da, da, două nu ies. Pentru că, de exemplu, o să ne rămână 2 de 3. Poate dar ce scrie pe rezultat? Poate nu citim noi bine. Rezultat. Poate nu citim bine, da? Dar mai... Indiferent, chiar dacă îl ștergem pe 3, pe 19, și indiferent pe care suma la 3 nu dă 19. Dar putem să... Eu am o idee. Pe 6. Îl tăiem doar pe 5 și pe 19, ca bun. Dar 4 trebuie să tăiem, așa scrie. 4 numere trebuie să tăiem. Și diferite, nu la fel. 19, suma la celelalte. Ce bat joc. Deci 7 sunt de toate. Da. Dacă tăiem 4 din ele, distincte, rămân 3, da? Da. Care cele rămase să ne dea 19? Pe 19 nu putem să-l adunăm cu nimic, că depășește 19. Da. Deci îl eliminăm, ăla va fi tăiatul. Normal. Da? Și 6 plus 5, 11 și cu 4, chiar dacă i-am tăiat 3 de 3, deși nu se poate, domn profesor, da, dă 15. Cât dă? 15. De unde 19? Poate ceva nu e în regulă. Așa scrie. Mai citim cu atenție. Mai citim o dată, poate nu facem noi ceva bine. În fiecare colț al unui triunghi. Deci în fiecare colț se află unul din numere. Unul din numere. Da. 4, 5, 6. Doar aia? Deci în colțul se află unul din... Nu are cum să tăia. Numele se bat și 6. Aș fost bani să tăiem 9. Tăiam pe 9. Nu, mă gândeam că dacă scria, scria cifre, putem să ne folosim de 19. Și rămânea 10 plus 9. Adică tăiam pe 9 de la 19 și rămânea 10. Dacă o luăm logic, niciun număr nu se poate aduna de acolo ca să dea 19, cât... Cei 3 de 3. Dar vedeți, în jos cu paginii e și rezolvarea, domn profesor, sau răspunsul. Poate nu. Mihaela, dar și cum-ți fac? Da, mă zic răspunsul. Știi ce scrie la răspuns? 4, 5, 6? Deci în vârful sunt 4, 5, 6. 3 plus 4 plus paranteză rotundă 19 minus 10 închide paranteza plus 3. A, să punem noi parantezii? Deci eu la răspuns spunea, nu știu ce linie a tras ăsta în triunghi și apoi spunea, rămân 3 plus 4 plus paranteză rotundă 19 minus 10, habar n-am de unde, închide paranteza rotundă, plus 3 egal cu 19. Adă 10, de unde? Da, de unde a luat 10, de să unde a luat... Să facem ordinea efectuării operației. Și parcă a zis că ne trebuie 2 de 3, dar nu avem... Să facem cu paranteze? Dar nu are sens. Asta e problema de clasă 5. Păi e olimpiadă, n-auzi? Dar nu are sens. Nu mă duc la ea. Mai citim o dată. Mai citim o dată, domn profesor. Oricum. În fiecare colț al unui triunghi se află unul din numerele 4, 5, 6. Pe fiecare latură este scris numărul 3. Iar în interiorul triunghiului numărul 19. Ți se cere să ștergi 4 numere distincte. 4 numere distincte. Astfel ca suma numerelor rămase să fie 19. Nu te-ai lăsat cu paranteze, domn profesor, dacă șterg, cabul. Nu zice să scapi, poți să dea pe 19. Zice de sumă. Da, cum zice 8 pe 9, rămâne 10. Și
citesc, nu, aș putea să mă joc cu el cum vreau eu să-mi dea 19. Pe 19. Nu, trebuie să ne străduim, să... Să pătăți în mintea autorului întâi, domn profesor. Ia vedeți la sfârșit ce zice cu paranteze. Nu, trebuie să înțelegem conținutul. Dacă nu îl înțelegem, nu am făcut. Singurele numere de aici care îți dea 19. Noroc că n-ai dat-o pe asta, mama, când era DJ. Dar deși e important, important, cât este? Cât este? Este 45. 45, nu avem timp. Domn profesor, să gândim problemele. Hai să gândim. Hai să mai citim mai multe aria. În fiecare colțare unui triunghi se află unul dintre numerele 4, 5 și 6. Pe fiecare latură este scris numărul 3, iar în interiorul triunghiului numărul 19. Și se cere să ștergi 4 numere distincte, astfel ca suma numerelor rămase să fie 19. Mihaela, de acolo pe desenul arată tăiat triunghiul ăla. Da, arată un fel de triunghi tăiat. A văzut arată când nu vedeam eu? Am loc de viper. Domn profesor, dar din alea 3, dacă o luăm așa, n-am putea să ștergem și pe 19, că și 19 nu are. Adică am putea să ne folosim tâmplă de lucruri să-l tăiem și pe 19. Și atunci dacă îl luăm pe 19, luăm, de exemplu, un 3, un 5 și ne-ar rămâne 16. M-am prins. Cum te-ai prins, bă? Am prins dinainte. De unde te-ai prins, bă? Aha, s-a prins fix dinainte. Haide, fă ce ai văzut pe carte. Taie așa, nu, rămâne. Tăiem pe 9 și rămâne 10. Dar nu putem, că trebuie să tăiem numai. Și ar fi ceva. Ar fi ceva ok. Dacă tăiem pe 9, nu rămâne 1-0. Ba da, domn profesor, putem să descompunem pe... Da, ia, lasă-mă chiar, domn profesor, putem să descompunem pe 19 din 10 și 9. Și sunt și ele numere. Am știut! Deci, 19 vreți să scrim așa 10? 10 și 9. Că sunt totuși și ele numere. 10 și 9. Dar 10 plus 9, ca să fie 19 ceva. Da, dar tot 10 și 9 este, adică tot numere sunt. Domn profesor, și ori tai pe 9 ăla și rămâne 10. Sau putem să tai 5, tai 4, tai 6 și rămâne 3 plus 3 plus 3, da, care profesor. Dă 9 și plus 10, 19. Davide, poți să dacă luăm pe 10, luăm pe 9, luăm pe 5 și luăm pe 3, dar că ne trebuie 4. Dar așa nu mai avem cum. Nu-i neapărat, Daria, o să nu mai... A zis să tăiem numere distincte. Da, și distincte, 5, 4, 6. Și să rămâne 3 plus 3 plus 3, 9. Dar 9 ne trebuie 19, pentru că 10 deja l-ai luat. Da, dar am luat 9 de la 10. N-am înțeles, poți să spui din nou că deci, tăiem 6, 4, 5. Deci, eu a zis că a descompus, nu? Da. Au rămas 10 și 9. Eu am tăiat 9 de la și au rămas 0. Da. Da, așa, spune. Și am o tăietură. Ok, dar spune că l-a frumos. Am tăiat 4, e distinct. Am tăiat 5, e distinct. Dar ziceți tăiați? Hai să mă întâlnim încă. Am tăiat 6. Nu, zice așa, zice ștergeți. Tăiați același lucru. Ștergeți sau adică tăiați? Adică să luăm de acolo. Deci în fiecare colț al unui triunghi se află unul din numerele 4, 5, 6. Da. Pe fiecare latură este scris numărul 3. În interiorul triunghiului numărul 9, ce am făcut corect. Ți se cere să ștergi 4 numere, să ștergi. Să ștergi. 4 numere distincte. Da, îl ștergem pe 9, îl ștergem pe 4, îl ștergem pe 5 și îl ștergem pe 6. Da, 19, nu-i 10 plus 9. Da, dacă îl tai pe 9, ăla rămâne 0. Stai, că era... Asta e putem să... Dacă o luăm așa, ar mai exista metode, Davide, că poți să-l șterg pe 10 și să-mi rămână și 10, 6, 3 și 5. Și o luăm pe 4, 3, 3 și 9. Pe 9. Pe 9 și rămâne 10 la atunci. Da. Și îl tai pe 5, îl tai pe 4 și îl tai pe 6. Da, și apoi 3 pe 5, plus 10. Pe 5, pe 6 și pe 4. Matematica exactă, nu? Și rămân 3 de 3. Dar rămân 3 de 3 și nu trebuie să... Ba nu, n-are nicio treabă. Nu, n-are nicio treabă. Domn profesor, dam și eu o întrebare. Matematica exactă, da? Dar eu am mai găsit o variantă. Ia, uite ce frumos. Ia mai zi una. Îl ștergem pe 10, da? Pe 6, pe 3 și pe 5. Da? Pe 10, și da, rămâne 4, 6. 3, 3 și 9. Da, adică da. Tot 19. Da, pentru că l-ați descompus, dar... Ba nu. Hai să aici ce trebuie să insistăm. Da. Ba dacă 4 plus 3, 7, 7 nu plus zice, 3, zice că 10 și 10 plus 9? Scuze-mă. În interiorul triunghiului numărul 19. Nu zice 10 plus 9, nu... Da, dar e 10 și 9. Da, e 10 și 9. Mihail, te rog, lăsă-mi să drești. Păi și noi asta. Ei acolo au făcut 3 plus
4 plus în paranteză 10, 19 minus 10, adică ce e acolo? Păi asta e. Închidem paranteza plus 3. Dar e un pic. Aici ce? Eu pus domn profesor niște linii, dar eu încerc cu Tudor să-mi bat capul să vedem de ce au scos ei liniile astea. Adică vedeți, la ei rămân 3 plus, deci ei adună în final 3 plus 4 plus paranteza asta 19 minus 10 plus 3 și dă 19, știi? 19 minus 10. Minus 10, dar de ce 19 minus 10? Vedeți? Deci practic zice că îl șterge pe 5, pe 3 și pe 6 și... Mâine dau pe asta. Și de aici 19 minus 10, domn profesor? Da, acum nu-i corect. 19 minus 10. Și înseamnă 9, nu? Da, asta l-au pus în paranteză, 19 minus 10. 19 minus 10, 9. L-au pus în paranteză, da. Emilie, ești ce sunt bună. Ia și-a pețelă. Cine a dat? Nu știu. Eu n-am un suflu nevoie. Haide să vedem că ei cred că au dreptate, totuși. Pentru când că zice, când spune acum, ștergeți. Da. Și deci, se cere să ștergi 4 numere distincte. 4 numere distincte. Sunt distincte. Deci, el era 19, da? Da. Și cer, șterge pe 6, pe 3, pe 4 și pe 10 asta de aici. Pe 10. Da? Este cifra 10-lor pe care o șterge. Și acum rămâne doar 9. No. Și putem să avem 4, 9. 3, 3 și 9. Deci cât 4... 3 și 9. Adică 9. 10 și 10 plus 9, 19. Sau metoda lui Darwin. Așa dă aici. 3 plus 4 plus deci 9 plus 3. Oricum. My method. În modul în care a gândit problema, n-a fost chiar drăguță. Da. Dar chiar nu mi se pare deloc. Față de problema anterioară, trebuie să fim cinstiți. Nu, voi ați văzut paranteza asta, Daria ți-a zis-o și voi ați compus acum, v-ați dus pe 10-le ăla. Da. Dar el spune așa, ștergeți. Da, ștergeți, ți se cere să ștergi 4 numere distincte. 4 numere distincte. Noi aveam să credem că îl ștergem pe 19 în total, dar poți să ștergi și numărul din componența lui 19, cifra de la 10, pe 1 acela o ștergem, da? Și rămân doar 9 unități. Deci, autorul, în descompunerea care facem noi pe 10, pe 19, Daria, pe 19 îl privim ca fiind 10 plus 9, el spune că șterge pe 1 ăsta de aici, care e cifra 10-lor, da? Și la 10 acela mai adaugă alte 3 distincte, dar nu le adaugă la întâmplare, la 10 la 3 să ia neapărat un 3. La 10 la 3 să ia neapărat un 3 și face 13 și până deci iau un 3 la 10, îi rămâne un 9. 9 și cu cine adunat? Sunt toate 6 pe exterior, da? 6. Păi 9 și cu 3 și cu 4 și cu 3. Deci 9 și cu 3 și cu 4 și cu 3. Și cu 3. Face cât? 9 și cu 3 și cu 4 și cu 3 fac 19, da? 19, da. De asemenea, în clipa în care e vorba de 9, rămân ca celelalte 3 adunate să facă 10, nu? Da. Ca să mă duc la 19. Da. 9 și cu cine adunate să fac 19 și cu, și cu 10 acela. 10 da. Acela din 3 numere. Din da. 3 numere, da? Da. Dacă poți să le descompus, clar că din 3. Exact. Îți mai trebuie 3. Și atunci 6 și cu 4 și cu 3 fac 10. Și cine mai fac 10, spunea? Nu, 6 și cu 4 și cu 3 fac 13. 6 și cu 4, dar... Nu, 3 cu 4 cu 3. 3 cu 4 cu 3, 3 fac un 10. Și David ar fi vrut 10 cu 3 cu 3 cu 3. Să ștergem 9. Cel mai simplu. Să ștergem pe 9? Da. Adică să facem acolo 19 minus 9. Să rămână 10. Da. Și să fie atunci 10 cu 3 cu 3 cu 3. Și să ștergem pe 4, da, 5 și 6. E corect.
Deci e corect și spune. Sunt două soluții. Da, e corect. Deci dacă acceptăm... Da. Deci, am găsit două soluții. Da, Darie, Davide, dacă acceptăm ideea că ștergem fie 9 de la unități, fie pe 10 de la 10, înseamnă că două variante gândim problema. Da, și atunci nu putem să descompunem și în 8 și câte avem acolo, 9. Nu, și 11. Că trebuie să ștergem numerele de acolo. Aha. Deci numerele de pe din componența lui 19. Aha. 19 se compune dintr-o 10 și o 9. Da, 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 da. Adică AB barat. AB barat. A ori 10 plus B. Așa. Da. Și ștergem de pe poziția. Deci asta, aici era s-ascunde amiezul. Da, da, da. Și sunt două soluții atunci. Sunt mai două azi. Soluții, sigur. Este și asta cu Ana și David. Da. Și Casandra, că și Casandra. Nu am avut dreptat, ia, să oprește acum. 55. 55. Oprește-o și îi dăm din nou drumul, că merită. Da.